am întâlnit o echipă care, în ciuda faptului că nu aveau niciun gol marcat, în meciurile în deplasare au avut două rezultate pozitive, două egaluri. Cred că victoria nu s-a pus niciodată sub semnul întrebării sau n-a stat în acest meci. Felicit băieții, este meritul lor. Important este că am luat cele trei puncte. Ușor, ușor trebuie să ajungem în fruntea clasamentului și să rămânem acolo. Pentru că obiectivul nostru clar este acela de a promova. Dar Liga 2 este o ligă încurcată, așa să spun. Nu este ușoară. Cel mai important lucru pentru noi este să, ca la ora meciului să ne ridicăm la nivelul lor adversarului de atitudine, de dorire, de dorință, pentru că clar echipa net favorit sau valoric mare este Craiova. Și singurul lucru pe care trebuie să-l facem sau ar trebui să-l facem în fiecare meci este să ne ridicăm la nivelul adversarului de dorință, de atitudine. Au făcut-o bine, o primim repriză foarte bună în care practic am stat foarte mult în jumătate adversă, un joc de posesie, cam sunt mulțumit, dar singurul lucru care ne lipsește în momentul acesta sunt mai multe ocazii de a marca, nu situații, pentru că situații clar am ajuns în careu de 16 metri, ci ocazii clare, lucru pe care trebuie să-l îmbunătățim în perioada imediat următoare. Lumbu la primul gol, Bălan la primul gol. E clar că avem nevoie de marcatori, avem nevoie de golghetere. Important e că am făcut-o din fază fixă. Important e că n-am luat gol. Sunt lucruri, aspecte pozitive și lucruri mai puțin plăcute pentru mine ca antrenor, dar e clar că mai avem de muncă. Au venit destui jucători în ultima săptămână. Aveți da. Așteptări... Avem așteptări pentru că de asta i-am adus, da. Numai că, vă dați seama, toți cei care au venit la două luni după ce a început campionatul. E clar că o pauză îndelugată a lor, chiar dacă au făcut antrenamente în cadrul unor echipe sau cu antrenor personal, nu se poate compara cu ritmul de joc și cu nivelul de antrenament la o echipă care este angrenată în competiție. Este clar că avem așteptări foarte mari de la ei, probabil... Cred că din toți cei care au venit în următoarea pauză competițională pentru echipa națională vor fi apți mare majoritate din punct de vedere fizic. Printre cei noi veniți la echipă se află și Morar, care a avut meciul de debut astăzi. Da, și Morar a pierdut pregătirea pentru că a avut bacul copilul și i-a fost și lui greu și este greu pentru că chiar dacă a făcut-o la U Cluj și a jucat, eu știu, 20 de minute în două meciuri, e clar că îi lipsește și lui ritmul de joc. Este un copil pe care ni l-am dorit foarte mult. Sper să ne ajute și sunt ferm convins că odată cu promovarea va fi un plus pentru noi. Pentru că este un copil născut 2005, un copil în care noi ne punem mari speranțe. Următorul meci la Focșani. Mergem să câștigăm. E clar că nu ne putem permite pași greșiți. Sunt echipe, v-am spus, singurul lucru pe care mi-l doresc e că atunci când intrăm pe teren, nivelul de dorință, de dăruire să fie la nivelul adversarului, pentru că valoare băieții au destul de multă.